Noi vă sărădenii am crezut în eliberare, în viitorul... Борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза! Будьте готовы! Товарищ рабочий крестьянской революции! Совершилось! Chiar la ușa spitalului s-a oprit o mașină de luptă blindată. Doi soldați au adus în grabă pe brațe un ofițer rănit, amplasându-l în camera medicului de gardă. L-au pus direct pe podea. Ofițerul pierduse mult sânge, era rănit la cap, la umăr și la picior, fiindu-i lezată artera șoldului. Glonțul a intrat în partea de sus a șoldului. Nu i-au putut aplica garoul direct în regiunea inghinală, ci doar un pansament compresiv, astfel că sângele continua să mustească din rană. Nomov s-a aplicat imediat asupra rănitului, a tăiat bandajul și cu o mișcare incredibil de abilă a aplicat o pensă hemostatică peste vas direct în rană. Hemoragia s-a oprit. Capitanul se întorcea dintr-o misiune de luptă. Vehiculul blindat de luptă a trecut peste o mină nu departe de dispozitivul unității militare, apoi s-a dezlănțuit focul din pistoale automate și mitraliere. În momentul exploziei, capitanul a fost aruncat de pe cuirasă, iar vehiculul, pierzând o roată, a zburat mai departe. L-au ridicat, avea ren la cap și la umăr, iar când se cățăra pe mașina blindată, a mai încasat un glonț în picior. Sunt amintirile Olgăi Căpățină, care a fost acolo în Afganistan. Spune, e adevărat sau nu e adevărat? Ați fost și dumneavoastră acolo. E clar că e adevărat, fiindcă orice acțiune de luptă, e clar că iese, finisează cu consecințe. E clar că o puteți să aibă și glonț, o puteți să fie și în altă formă. Dar războiul, el, atunci când noi am fost detașați în Afganistan, deci având 18 ani, e clar că experiența de luptă nu era. Cu atât mai mult că și pentru contingentul militar limitat al Uniunii Sovietice, adică armata 40 care a fost dislocată în Afganistan, deci nu aveau tot aceeași experiență de luptă în legătură cu aceea că acolo era ruptă în munți. Deci era tot ceva nou care trebuie să ne adaptăm la situație. De unde ați mers la război? De unde sunteți? Sunt din satul Filipeni, raionul Iova. Și cine v-a anunțat? Ați mers la armată pur și simplu? Am mers la armată și un soldat în termen. Unde? Unde v-au trimis? Au trimis inițial în Turkmenistan, deci am trecut 6 luni cantonamente de pregătire către Afganistan. De start mi-a zis că ne vor detașa în Afganistan, deci am trecut... Știați? Știam deja. Părinții dumneavoastră știau? Știau. Le-ați spus? Știau, da. Erau la curent. Cum au reacționat? E clar că pentru perioada aceea, spunem așa, 45 de ani în urmă, de la momentul când a fost introdusă armata sovietică, era cam puține informații despre țara aceasta, despre Afganistan, dar până la urmă, deci... Părinții s-au interesat, deci au fost clar că emoționați de ceea ce se întâmplă, unii mă află, dar pentru au avut încredere. Suntem la bucătăria sovietică, unde pe timpuri se spuneau secrete, doar aici se vorbeau secretele, ca să nu ne audă vecinii, să nu ne audă nimeni, pentru că ne turnau. Spuneți-mi, doar mie, ați avut frică când ați aflat că mergeți în Afganistan sau nu? De la început, da. Dar mai apoi am fost nevoit să-mi intre în deprindere și să mă mobilizez psihologic, fiindcă în afară de mine deci nu poate nimeni să mă mobilizeze. Deci am fost... Ați văzut moartea cu ochii? Ați văzut oameni morți? Am participat la acțiuni de luptă. Am participat, un an, 7 luni am participat la acțiuni de luptă, care vă dați seama că nu e o zi, nu e o săptămână. Și clar că pentru a face față și totodată, deci a reveni acasă viu, nevătămat, trebuie să fii pregătit psihologic, fizic. Dar dumneavoastră personal ați împușcat oameni? Ați omorât oameni? Eu m-am apărat. Dar împușcarea directă sau indirectă, fiindcă noi împușcam de la departare. Deci după ce se terminau operațiunile, noi atunci vedem rezultatele. Dar toți împușcam în aceeași țântă. Împușcam. Și de ce? Care au nimerit, n-au nimerit, este cu totul altă. Visați războiul noaptea?
De la început, când am revenit în 1982 acasă, e clar că am visat, dar mai apoi am trecut în altă fază a vieții și e clar că... Spuneți-mă, vă dădeți seama atunci că luptați pentru un scop care nu e al dumneavoastră, nu era războiul nostru, are a moldovenilor, dacă vreți. Era un război tâmpit a elitei sovietice. În primul rând, noi am fost acolo încorporați, deci ca ostași în termen. Care, da, n-ați deci, avut de ales, nu de este ales, acuză, plus întrebarea asta, nu era deci acuzativă. Noi, da, plus la asta, deci nu eram așa de mult informați pentru ce noi luptăm acolo, deci ne-au spus că trebuie să fim atenți, deci ne-au dat o cărțulie mică, deci care noi ne ghidam de dânsa, deci ce naționalități sunt pe teritoriul Afganistanului, deci care sunt religiile lor, deci trebuie să fim atenți la orice comunicare cu lumea de pe teritoriul Afganistanului. Și respectiv, deci noi pe parcurs de amu, când aproape să revin acasă, deja eram bine informat. Dar de la început n-am avut de unde, fiind. Haideți să mergem așa. Așa era ideologia în timpul acela. Exact. Și vom discuta la bani mărunți, vom lua la bani mărunți această ideologie, de ce s-a întâmplat așa, pentru că Uniunea Sovietică a mai avut războaie, de care noi nu am prea știut la acel timp. Haideți să mergem în salonul sovietic împreună cu alți colegi de platou să discutăm conflictele URSS. Vă rog. Bună ziua și bine v-am găsit la Antinostalgia. Anatol Țăranu, istoric. Zina Bolea, conferențiar USM, doctor în psihologie. Bună seara. Și Igor Cașu, istoric. Bună seara. Uniunea Sovietică avea scris în Constituție că nu va purta războaie. S-au ținut sovieticii de cuvânt sau nu, pe parcursul istoriei? Vă rog. Dar nu puteau să se țină de cuvânt, fiindcă ideologia oficială a Uniunii Sovietice era marxismul-leninismul, care prevedea că socialismul trebuie să se extindă în toată lumea, iar aceasta însemna nimic altceva decât teoria revoluției permanente. Iar revoluția permanentă, prin definiție, presupunea agresiune în exterior. Uniunea Sovietică era un stat agresiv, care a dus războaie în orice moment când s-o cotea de cuviință și când era conducerea de vârf a Uniunii Sovietice, era de părerea că în acest război ei ar putea să câștige, mai ales atunci când câștigul venea, după părerea lor, relativ ușor. Uniunea Sovietică a dus o sumedenie de războaie, acum nici nu mă încumit să le enumăr pe toate, dar chiar din momentul nașterii Uniunii Sovietice, politica aceasta agresivă a Uniunii Sovietice, ea s-a regăsit în diverse războaie. Pe la început, Uniunea Sovietică era un stat destul de problematic, avea deci, probleme cu construcția militară, Armata Roșie trebuia să se consolideze, dar cu timpul, atunci când a apărut și o mare industrie de război, poate cea mai performantă din Uniunea Sovietică, atunci regimul bolșevic, regimul de la Kremlin a spus gata, acum mergem înainte. Chiar dacă în retorica oficială, cuvântul pacea era dominant. Parcă nimic nu s-a schimbat. Parcă de la Moscova văd și acum aceleași lucruri, parcă istoria se repetă, parcă istoria vine în valuri. Da, este așa. Moscova tradițională s-a condus. Apropo, chiar și deci, pe timpul țarismului, când, dacă ne uităm peste Imperiul Rus, vedem că este cel mai extins stat din lume. Chiar această extindere teritorială nu putea să se facă fără expansiune. Vreau să o întreb pe Zina Bolea, de ce populația, oamenii în mare parte, pactizează cu cei care fac conflicte? De ce populației plac conflictele în general? Eu aș spune, populației nu neapărat că îi plac conflictele, dacă ne referim la perioada sovietică, trebuie să avem în vedere specificul populației, specificul statutului cetățeanului. Pentru că cetățeanul sovietic era un fel de cetățean
copil, era un cetățean infantilizat. Nu avea acces la informații, nu putea să iasă din țară, nu putea, chiar mi-amintesc, nu știu, legende, poate așa se întâmplau legende ridicole, că uneori partidul se amestica și în viața personală a cetățenilor. Deci, statul sovietic a avut grijă să infantilizeze. Viața personală oricum era sub lupa. Da, partidul deci, știa totul ce se întâmplă. Să infantilizeze cetățeanul. Să-l pună într-o poziție de copil. În această poziție de copil este ușor să inoculezi, să introduci mesajele de care ai nevoie și să manipulezi populația. Pentru că era o categorie, dar mai îngustă a populației, care intelectuali, care gândeau, citeau, problematizau situațiile, dar în rest populația chiar nu avea posibilitate să acceadă la statutul ăsta de cetățean liber, care are acces la informație, care poate să problematizeze anumite subiecte. Și statul sovietic fiind un stat totalitar, bineînțeles că cunoștea toate legitățile psihologice de influențare a populației. Deci să nu uităm că ideologia comunistă a promis niște realizări, da? A dat niște speranțe false, a promis libertate, a promis egalitate economică, socială, chiar egalitate morală, că omul nou sovietic, toți oamenii sovietici vor fi de o categorie nouă, care vor avea aceleași valori general umane, subscrise aceiași bani, aceeași bogăție. Da. Deci, bineînțeles că erau niște idei utopice, nu erau de realizat, pentru că viața umană este mult mai complexă decât o descrie o ideologie. Dar o parte a populației se prinde la aceste soluții existențiale simple. Deci că în plus, să nu uităm că au fost decenii, anii 30, 40, 50 de mare teroare. Decenii care au regresat populația țării la o stare arhaică. Foamea din Ucraina, foamea de la noi din 1946-47. Deci e un om înfometat, este redus la o stare arhaică, aproape animalică. Deci pe o asemenea stare a populației este ușor să inoculezi noua să ideologie. Faci experimente. Exact, să faci experimente ideologice. Pentru că sunt experiențe, situații existențiale de limită. Deci au fost mai mulți factori care au determinat această cumințenie a poporului și disponibilitatea lui de a primi ideologia. Și ok, vom reveni la aceste motive psihologice care le-a avut societatea, de ce am ajuns noi acolo, de ce am intrat atât de ușor în conflicte, de ce ne-am împotrivit foarte puțin. Era un cântec pe timpurile noastre, îl traduc acum din memorie, din limba rusă. Vor sovieticii război? Și răspunsul era nu, nu vor, dar pare să totuși sovieticii își doreau războaiele. Este sau nu adevărat din punct de vedere istoric? Octombrie, noiembrie 1917, deci avem un regim, prima dată în istorie, un regim care declară în primul rând, spunem așa, un divorț total față de trecut, o distanțare totală față de tot ce a însemnat Imperiul Țarist, în ceea ce privește politica internă cu naționalitățile, deci Imperiul, închisoarea popoarelor, da, s-a condamnat Imperiul Țarist, inclusiv politica expansionistă. În realitate însă asistăm în următorii ani la o revigorare, reanimare a Imperiului Țarist cu câteva schimbări. În loc de ortodoxie, ideologie, același mesaj mesianic, aceeași agresivitate și în mare oficial s-a, în ceea ce privește politica externă, au fost două, spunem așa, paradigme, două direcții principale. Era inițial într-adevăr expansiunea, adică Revoluția Mondială. Lenin a înțeles, aici erau obligații, dacă vreți, pornind de la marxism-leninism, de la Marx, care spunea că, de fapt, socialismul, comunismul va câștiga într-o țară cea mai înaltă dezvoltată din punct de vedere a capitalismului. Rusia era tocmai opusă, era cea mai slabă în lagul acesta capitalist și Lenin a spus că nu e nicio contradicție, noi vom rezolva problema asta prin expansiunea imediată
a comunismului, în special să înglobeze Germania, care era cea mai dezvoltată din punct de vedere a industriei, tehnologiei și mai departe. Deci asta era, dacă vreți, chiar din start era deci o componentă esențială de expansionism. Și pe urmă, deci, dacă înțeleg eu bine, se făceau războaie pentru a exporta sistemul sovietic acolo, socialist. Da, este și o părere interesantă a unui istoric francez, André Fontaine, care spune că, de fapt, războiul rece începe în 1917 cu crearea statului sovietic, cu instaurarea regimului bolșevic, pentru că o componentă esențială a războiului rece este dimensiunea ideologică, adică cine e mai bun, da? Deci noi suntem cei mai buni și noi venim să vă fericim. Asta era ideea simplă, așa spus. Deci a fost pe de o parte aceasta... Ea era valabilă și pentru vest sau doar esticii credeau asta, că ei sunt cei mai buni? Nu, aici nu este vorba de geografie, aici este vorba de ideologie. Păi, era ideologia vestică și estică, asta și întrebam. În vest, Occidentul credea la fel? În vest era un pluralism de ideologie. Exact, conservatorism, liberalism, socialism, socialismul s-a născut ca teorie în vest. Pe când Uniunea Sovietică, aici domina o singură ideologie, ideologia marxist-leninistă, mai pe urmă și stalinistă, și ea prevedea că, deci, reieșea din Marx, pe perpendiculară se dezvoltă omenirea, nu pe orizontală. Nu, aici întrebarea este bună, pentru că, într-adevăr, dacă vorbim despre perioada interbelică și ceva după a doilea război mondial, suntem în epoca imperiilor, așa? Și URSS se pozează ca prima țară socialistă a oamenilor muncii și mai departe, inclusiv se pretinde a distruge deci, imperiile coloniale, dar de fapt asistăm la o transformare a URSS-ului într-un imperiu. Deci... Haideți, printr-un documentar pe care l-a realizat colegul meu de echipă, Eugeniu Popovici, să ajungem în Europa imediat de după al doilea război mondial. Vă rog! На суше и на море бушует пламя войны. Но уже наступил перелом великой битвы. În primăvara anului 1945, după ani de lupte sângeroase și suferință, Europa era cuprinsă de o tăcere tensionată. Victoria asupra Axei începea să devină clară, iar Uniunea Sovietică, sub conducerea lui Iosif Stalin, se ridica triumfătoare. Berlinul era cucerit, iar Adolf Hitler își găsea sfârșitul în bunkerul său. Горст 9 мая. Ровно в 12 часов ночи в зал вошли маршал Советского Союза Жуков, главный маршал авиации Тедер, Англия, командующий стратегическими воздушными силами Соединенных Штатов генерал Спац и главнокомандующий французской армией генерал Делатер де Тессиньи. Маршал Жуков открывает церемонию подписания капитуляции. Мы, представители Верховного командования Советских вооруженных сил и Верховного командования союзных войск, уполномоченной правительствами антигитлеровской коалиции принять безоговорочную капитуляцию Германии от немецкого военного командования. День победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Dar odată cu prăbușirea Germaniei naziste, lumea își întoarce privirile spre un alt fel de amenințare, ascensiunea agresivă a Uniunii Sovietice și declanșarea războiului rece. Cu armata roșie pătrunzând adânc în Europa de Est, granițele politice și influența geopolitică se schimbau rapid. Tratatul de la Yalta, care împărțea lumea în sfere de influență, semnat de liderii alianței, începea să fie privit cu suspiciune. Cele mai alarmante temeri ale lumii occidentale începeau să prindă contur. O lume împărțită în două blocuri puternice, tensionate și pregătite pentru un nou tip de confruntare, războiul rece. După al doilea război mondial s-a statuat un sistem bipolar.
care s-a numit Războiul Rece. Și acest război rece a avut câteva particularități inedite. În primul rând a fost o rivalitate între două supraputeri, Uniunea Sovietică și Statele Unite. Mari puteri au mai fost până la al doilea război mondial, ce înseamnă o supraputere, cea care are un potențial uman, militar, politic și economic de a domina global. Și această rivalitate a fost în fiecare petec al pământului și în fiecare regiune ale lumii. Această rivalitate a fost una ideologică între lumea capitalistă democratică și între lumea totalitară comunistă. Yet even in this time of preoccupation with essentials, there were those who realized already what must be done. It is not a movement of parties, but a movement of people. It must be all for all. Europe can only be united by the heartfelt wish and vehement expression of the great majority of all the peoples, in all the parties, in all the freedom-loving countries, no matter where they dwell or how they vote. Anyway, unity was supposed to stem from the United Nations. And their lack of progress was such that when delegates from East and West sat down together, hopes were so thin that even they were cynical about them. How could there be accord when the East blocked every move in its direction? Осуществление экспансионистских планов, в центре которых стоит сумасбродная идея мирового господства. Această rivalitate a fost întreținută și de două blocuri militar-politice, pe de o parte NATO, pe de o parte alianța, Tratatul de la Varșovia, Organizația Tratatului de la Varșovia. Prin urmare, această rivalitate, care a durat aproape 50 de ani și care s-a bazat pe o cursă a înarmărilor și în mod special pe dezvoltarea arsenalului de distrugere în masă, vorbim de armele nucleare, armele cu hidrogen și capacități de a distruge, la nivel mondial, au împărțit lumea în doi piloni și fiecare din acești rivali a încercat în diferite colțuri ale lumii să-și impună dominația. On April 4th, 1949, the North Atlantic Treaty was signed by Norway, Denmark, the Netherlands, Belgium, Luxembourg, France, Italy, Portugal, the United Kingdom, Iceland, Canada, and the United States. This union of 12 nations became known as the North Atlantic Treaty Organization, or more simply, NATO. They were sworn to stand together against aggression. An attack against one would be an attack against all. În anul 1949, în toiul războiului rece, pe fundalul consolidării Alianței NATO, Uniunea Sovietică și statele satelit din Europa de Est au semnat Pactul de la Varșovia, contraponderea regională a NATO. Acest pact a consolidat influența sovietică în Europa de Est și a întărit coeziunea blocului comunist în fața amenințărilor din partea Occidentului. Pe lângă consolidarea alianțelor, evenimentele din 1949 au contribuit și la escaladarea periculoasă a competiției pentru putere și influență sub amenințarea devastatoare a armelor nucleare. Potrivit doctrinei imperialiste, hotarele Imperiului nu se formează în interior, protecția adică a Imperiului, hotarului nu se face în interior, dar în exterior. Adică blocul acesta socialist, e vorba de Ungaria, România, Republica Democrată Germania, Cehoslovacia, Iugoslavia și așa mai departe, ele trebuiau ca să fie niște obstacole în cazul unei intervenții în Uniunea Sovietică. Asta a fost doctrina militară sovietică. Înțeleg că războiul al doilea mondial împarte lumea în două părți și a început lupta între sisteme. Uite cum s-a făcut falsificarea istoriei. Țineți minte, acolo s-a enunțat în filmul acela documentar sovietic.
La, fix la ora 12 la Potsdam, în sală au intrat reprezentanții acției anti-Hitler și a fost semnat acordul de capitulare a Germaniei. Dar a fost așa? În realitate a fost la ora 10. 12 era ora Moscovei. Pe data de 8. 12 a fost ora Moscovei. Deci actul de capitulare, al doilea război mondial în Europa, s-a sfârșit pe data de 8 mai. Iar 9 mai a fost introdus în circuitul oficial de Stalin, de regimul sovietic. Și noi până astăzi, inclusiv aici în Republica Moldova, ieșim pe acei care ies în stradă pe 9 mai. În realitate, istoria, adevărul istoric spune că războiul s-a finalizat și actul de capitulare a Germaniei hitleriste a fost semnat pe 8 mai, dar nu pe 9 mai. Ne-am pomenit cu dușmanul, cu portretul dușmanului în față. Eu când eram copil, bănuiesc și Anatol, și dumneavoastră, dar poate și Igor, ne-am jucat de-a rușii și de-a nemții. Cei buni erau obligatori rușii și cei răi erau obligatori nemții. Asta era jocurile copilăriei noastre. Da. Care, cum educau această imagine a dușmanului sovieticii? Să știi că imaginea dușmanului în general poate fi valorificată foarte ușor, pentru că ea ca și formă psihică există în inconștientul nostru. Da? Deci știm ce asta să urăști pe cineva, să fii furios pe cineva. Ei, sistemele totalitare întotdeauna au valorificat această, să zicem, entitate psihico-umană absolut normală, sănătoasă. Ceea ce spui tu, Mircea, că vă jucați de-a rușii și de-a nemții, e un exemplu de clivaj psihic, care un mecanism de apărare care presupune că împărțim oamenii în două categorii distincte, categoric buni și categoric răi. Ăsta este mecanismul psihic predilect al războiului. Când vorbim despre fenomenul război, ăsta e un mecanism central. Ăștia sunt categoric buni, ăștia sunt categoric răi. E un mecanism de apărare un pic psihotic, care ține de non-gândire, pentru că în realitate nu există oameni categoric buni și categoric răi. Acest, cumva, această idee este inoculată populației ca să creadă în această diferențiere categorică, ca să fie nominalizat un dușman, acestui dușman să fie atribuite calități odioase, el să fie dezumanizat, să nu mai aibă o imagine de om și respectiv să poată fi omorât. Pentru că în alt fel de condiții, un om nu poate omori alt om, nu poate împușca alt om, pentru că, de fapt, înnebunești. Deci nu e o realitate traumatizantă. Deci ca să se întâmple un război, populația trebuie să fie atrasă în această funcționare un pic psihotică, spunem, care nu mai ține cont de realitatea subiectivă și obiectivă, de realitatea umană așa cum este. Important este dușmanul să devină un neom care poate fi omorât. Și, bineînțeles, că trebuie să pornim de la premiza că fenomenul război întotdeauna este o stare de patologie psihică. Este caracteristic pentru țara care este în război. Am impresia că Uniunea Sovietică a fost mereu în război, pentru că totul ce spune ea a fost actual pe parcursul anilor, cel puțin pe parcursul anilor în care eu am fost conștient și înțelegeam lucrurile. Este sau nu așa? Da, desigur. Într-un fel este așa și trebuie să recunoaștem un lucru. Sistemul sovietic aproape că nimic nu producea calitativ. Mobilă nu erau capabili să facă îmbrăcămintea, era să nu dea Dumnezeu să îmbrace un costum sau o roche produsă în Uniunea Sovietică, și tot așa, și tot așa. Poate tancurile cumva erau mai așa, mai bune. Dar Anatol, și ele până la urmă s-au înțeles că nici astea nu sunt bune. Da. Erau nevoiți să aducă... Acum în Ucraina au înțeles acest da, lucru. Este adevărat. Dar un produs era extrem de calitativ. Propaganda. Propaganda atot cuprinzătoare și care intra în fiecare casă și fiecare creier. Este adevărat că această propagandă se plia pe un regim totalitar când nu exista un pluralism de informațional și din acest punct de vedere această propagandă era dominantă și de fapt era monopolist pe piață.
Dar trebuie să recunoaștem foarte mulți oameni talentați în Uniunea Sovietică, care mulți dintre ei nici pe departe nu erau comuniști convinși sau ceva de felul acesta, au lucrat pentru propaganda sovietică și au creat lucruri extrem de valoroase. Dar nu aveau de ales sau ei au ales asta? Nu aveau de ales. Unii au ales conștient. Aceleași cântece pe care acum le-am auzit și care chiar pătrund în suflet, din punct de vedere a psihologiei, sunt foarte eficiente. Mobilizare colectivă face. Da. Repet încă o dată, unicul produs calitativ a fost propaganda și noi, societatea noastră moldovenească, până în ziua de astăzi, resimțim consecințele acestei propagande, care deja nu mai funcționează la modul direct, cum a fost în Uniunea Sovietică, dar care se transmite ca prin ereditare. Uitați-vă, în familiile unde generația în vârstă a fost educată în aceste precepte, volens, nolens transmit acest mesaj și copiilor săi și asta se reproduce inclusiv la nivelul generațiilor tinere. Trebuie să recunoaștem că Uniunea Sovietică în mințile oamenilor n-a murit. Ea politic s-a desființat. Dar homosovieticul trăiește, el supraviețuiește și niciodată societatea noastră, societatea moldovenească, societatea românească nu va fi capabilă să se ridice până la standardele cele mai de sus ale civilizației atâta timp cât noi vom continua să fim prizonierii sovietismului. Sovietismul în noi este cea mai mare meteahnă care ne oprește și nu ne permite să mergem înainte. Și de câteva ori regimul a fost nevoit să-și scoată masca, pentru că noi jucam prietenia, noi sovieticii jucam prietenia cu popoarele frățești, și primul caz, sau unul dintre primele cazuri, a fost Budapesta, când a fost nevoit să intre cu armata acolo. Nu a fost altă soluție ca să continuă șirul de propagandă sau ce s-a întâmplat? Să comentăm după materialul pe care vrem să-l arătăm acum, documentarul despre criza de la Budapesta, evenimentele de la Budapesta cu martori și cu analize. Vă rog! Soldații din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească au participat în cadrul armatei sovietice, implicit, așa, și s-au aflat în perimetrul marilor evenimente, în contextul războiului rece, declanșat după a doua conflagrație mondială. În cele din urmă avem deja o conflictologie internă a blocului comunist, în care anumite state comuniste, în mod special vorbim de Republica Democrată Germană, de Ungaria, de Cehoslovacia și Polonia, care au încercat să iasă cumva de sub influența Moscovei și să creeze un alt model de comunism. Az 1000 éves Magyarország őrkormai kezdenek kibújni az utolsó lángra. A szovjet hadsereg megpróbál szétfúzni bennünk. Páncélosaik és ágyúik Magyarországon tüdörögnek át. Asszonyaink, anyáink, leányaink veszélyben vannak. Mentsétek meg lelkeinket! SOS! SOS! Una dintre cele mai sângeroase revoluții în Ungaria, în 1956, în care 5 state ale blocului comunist, în frunte cu Uniunea Sovietică, au intrat în Budapesta pentru a reprima o revoluție pornită de studenți, în condițiile destalinizării, în care practic sovieții anunțaseră că fiecare își poate decide cumva soarta și a fost înțeles la propriu, s-a înlăturat un regim autoritar al lui Rakoze, care era insuportabil, stalinist, și guvernarea lui Imre Nagy inițial a pornit pe calea transformărilor democratice, după care Uniunea Sovietică a intervenit brutal cu alte state și a readus la ascultare Ungaria. Nu sunt date concrete dacă au participat combatanți, însă sunt
persoane care s-au solidarizat cu maghiarii. Este vorba de Boris Marian, student la jurnalistică la Kiev în 1956 și a avut o atitudine pro-maghiară. Boris Marian, student în anul 3 la Facultatea de Jurnalism din Kiev, s-a implicat în evenimentele din Ungaria din 1956, ieșind la protest alături de colegii săi. În iureșul evenimentelor și a solidarității, el a simțit că face parte din ceva important, pledând pentru libertate și democrație. Eu am participat la protestele de susținere, solidaritate cu studenții unguri și cu unguri în general, care au ridicat răscoala asta antisovietică. Dar studenții ăștia cereau numai înlocuirea conducerii lor, care era stalinistă, cu racul și numai să îi spune. Dar el nu pleca și eu a ieșit cu proteste, dar pe dânșe, pe urmă, eu susținut până și armata și toți, vă zic, toți ungurii se sculați. Și eu, cu studenții ăștia, au anunțat că îi rup legăturile cu Uniunea Sovietică, că ei nu mai vor să fie prosovietici și socialism, să construiască așa mai departe. Și au fost, fost un măcel mare. S-a început în octombrie, până la 23-22, s-a terminat la 4 noiembrie. În această perioadă, mai ales înainte de 7 noiembrie, la 7 noiembrie, la Kiev, Moscova, Sverdlovsk, Lvov, mai știu, Leningrad și așa mai departe, dar câteva orașe, vreo 5-7 orașe, au apărut tineri, studenți în temei, cu lozincele, ruchi, proci, at Vengriei, jos mâinile de pe Ungaria. În perioada regimului stalinist, controlul strict exercitat asupra educației și reprimarea oricărei forme de disidență au generat nemulțumire profundă printre studenți și intelectuali. Abuzurile și violențele regimului au alimentat indignarea și furia populației, determinând dorința de schimbare și eliberare din ghearele unui sistem totalitar. Nemulțumirea studenților a fost parte a unei opoziții mai largi împotriva regimului sovietic, iar protestele lor au fost reprimate brutal de către autorități. Cu toate acestea, manifestările au reprezentat semnele unei creșteri a rezistenței și a determinării de a lupta împotriva opresiunii și injustiției. Hrușov, când l-a condamnat pe Stalin și l-a condamnat socialismul acela, tirogul de teroare, pe care a fost înfăptuit de Stalin și staliniști, noi am mers după Hrușov, bucur că ne-am dezrobit toți de staliniști, hai să demolăm acel socialism, acel sistem stalinist și să facem o țară normală, democratică și așa mai departe. Și de atâta noi l-am susținut pe Hrușov. Și el merge înainte, dar noi după dânsul și încă mai era mai dârj, mai revoluționar decât dânsul. Dar Hrușov era așa, parcă foarte sincer, anti-stalinist și ne părea un om mai revoluționar. Când s-a întâmplat treaba asta cu Ungaria, el a schimbat placa, a dat ordin să fie înăbușită și a fost înăbușită în sânge această răscoală. Și el a devenit ceea ce a fost, de fapt, stalinist. Adică, hvatați și nepușați. Ambasadorul Uniunii Sovietice la Budapesta, Yuri Andropov, a furnizat informații detaliate despre evoluția evenimentelor către conducerea sovietică. Aceste rapoarte au jucat un rol crucial în decizia lui Nikita Hrușov de a interveni militar pentru a înăbuși revolta. Aceste acțiuni au provocat o condamnare internațională puternică și au evidențiat brutalitatea regimului comunist în timpul revoltei din Ungaria. Evenimentele din acea perioadă au influențat profund politica internațională și au consolidat reputația Uniunii Sovietice ca forță opresivă în Europa de Est. S-au început arestări,
a tuturor care nu numai că era împotrivă, au vorbit asuse Ungaria, dar la dânsi erau toți la carandaș. Antisoveti, are vederi așa și așa, așa, și vreo 20.000 de studenți au fost luați, arestați. Și eu acolo am nimerit pe 5 ani în închisoare. Au murit peste 2.000 de unguri în această intervenție. S-a soldat în cele de urmă cu instaurarea unui regim autoritar al lui János Kádár. Peste 200.000 de maghiari au fugit din Ungaria la acel moment, iar țara a rămas cu o profundă traumă legată de această intervenție, hăt până la destrămarea Uniunii Sovietice. Trauma probabil mai există și acum, pentru că vedem cum a evoluat societatea ungară. Până la urmă, practic, am impresia că s-a reîntors în brațele ursului, ca să zic așa, prin actuala politică a actualelor guvernanți. Este sau nu vreo legătură din punctul vostru de vedere? Este un paradox cumva, pentru că până la un moment dat, până prin 2010-2015, se părea că țările care au avut din fostul lager socialist, spunem așa, bloc comunist mai corect, se părea că cei care s-au opus comunismului, precum Ungaria, 56, Cehoslovacia, 68, Polonia, 80-81, păreau că au un traseu mai bun în ceea ce privește tranziția spre economia de piață, spre o creare a unei societăți mai democratice. Ceea ce anii următori au infirmat această analiză și asistăm la un paradox. Ungaria, Polonia până unde mult, au fost țările care, mai ales Ungaria, este problemă pentru că fraternizează cu dușmanul, cu țara cu care s-au confruntat. Dar ce credeți? Tinerii moldoveni au solidarizat cu acest eveniment din Ungaria sau nu? Unii istorici spun că au fost ceva revolte în centrul Chișinăului, se adunau tinerii, discutau, dar foarte repede au fost neutralizați. Nu am găsit decât câteva cazuri individuale la universitate. Așa, elevi care... La USM. Sub impactul la USM, da. Elevi care sub impactul unu Druță, dar nu cred că este vorba de Ion Druță, că nu era inițial, deci uneori e greu să determinăm exact despre cine e vorba, e dat numai numele de familie. În orice caz, sunt câteva rapoarte care arată că sub impactul Revoluției din Ungaria, lumea prinde la curaj. De exemplu, cineva spunea despre teatru dramatic moldovenesc care se numea Pușkin și a zis că dacă e dramatic și moldovenesc, cel mai bun nume trebuie să fie Caragiale, deci avea o conștiință românească. Sau criticau istorici sovietici moldoveni care vorbeau bine de puterea sovietică și mai departe și spuneau că nu. Iorga este cel mai mare nostru istoric și Iorga a spus invers. În 40 sovietici ne-au ocupat și așa mai departe. Deci asistăm nu neapărat o simpatie, spunem așa, sau legat direct de ce se întâmplă la Budapesta, dar este această consecință, acest impact asupra gândirii libere. În ceea ce privește impactul Revoluției Maghiare, mai mult se observă, știți, cel puțin după rapoarte, în localitățile rurale, în centrele raionale. Avem o perioadă foarte interesantă, deci din februarie, sfârșitul februarie 1956, până în noiembrie, până la Revoluția Maghiară, când este deci înfrântă, avem o perioadă, dacă vreți, poate cea mai interesantă perioadă din toată epoca postbelică, când regimul nu intervine, de exemplu KGB-ul, are câte o reprezentanță doar la 2-3 raioane. Este o perioadă, dacă vreți, similară cu anii NEP-ului din anii 20. Ei înregistrează tot ce spune lumea, dar au comandă de la partid să nu intervină. De ce s-a întâmplat această oarecum relaxare? Pentru că tot pornește și Revoluția Maghiară nu poate fi înțeles fără destalinizare. Da? Este acest raport zis secret al lui Hrușciov din 24 februarie. Așa? El a fost cunoscut, de fapt, în extern, pentru că au fost membri a partidelor comuniste din Estul Europei, din Occident și au conspectat
și l-au publicat imediat. Iugoslavii mai ales, da, au ajutat ca acest document să apară în Occident. În teritoriu, la noi în sate, tot a ajuns, să spunem așa, tezele principale, pentru că s-a dat ordin la partid să fie discutate la organizația de partid. Și în sat știți cum este. E destul să ai un cumătru la partid și seara îți povestește, tot satul știa ce a spus. Deci nu era atât de secret. Acum ce s-a întâmplat? Lumea a înțeles că critica la adresa lui Stalin și erau întrebări foarte interesante. Lumea făcea concluzii. Zice, dacă Stalin a fost criminal și ni s-a spus la școală că Stalin a fost cel mai bun ucenic, discipol al lui Lenin, înseamnă că și Lenin este criminal. Logic. Logic. Și asta era, deci astea erau cele mai deranjante întrebări pentru regim, pentru că ei vroiau, de fapt, să detașeze comunismul, deci un comunism bun care e legat de Lenin și unul stalinist, teroare și mai departe, care a fost deviat de la linia stalinistă. Și atunci lumea a înțeles clar, deci nu trebuia să faci științe politice și mai departe ca să-ți dai seama. Dar înțelepciunea populară a înțeles foarte clar lucrul ăsta. Spunea că sunt cam mulți, 20.000 de arestați din rândurile studenților sovietici. Păi vă închipuiți, dacă au fost 20.000 de arestați, înseamnă că 10.000 au fost protestatari. Arhivele sovietice nu au înregistrat asemenea manifestări. E exagerat. Poate câteva mii, dacă vorbim de țările baltice, Ucraina... Sau poate Ucraina, pentru că acolo aveau și localități, mai sunt localități maghiare, care probabil aveau o altă legătură și comunitatea de limbă conta. În Republica Moldova, adică în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, mari manifestări de protest nici nu puteau să aibă loc. Noi suntem o societate patriarhală, o societate rurală. Aici, de obicei, protestele se produc în marile orașe, acolo unde tradiția intelectualistă este foarte puternică. Acolo se transmite din generație în generație. La noi acest fir a comunicării generațiilor a fost întreruptă, inclusiv atunci în 40, o sumedenie de intelectuali a noștri au plecat, alții au fost represați. Noi suntem, de fapt, o națiune care... Trunchiată. Da, trunchiată din acest punct de vedere. Și era foarte greu să te aștepți într-o asemenea societate să fie manifestări de protest. Apropo, de exemplu, rezistența antisovietică în Basarabia a fost mult mai modestă decât, de exemplu, în Republicile Baltice. Și anume pe acest motiv. În Republicile Baltice tot s-a produs o deznaționalizare, o rusificare. Dar și-au plecat și intelectualii lor, au emigrat imediat după război. Cei care au reușit să emigreze, dar acolo nu s-a produs ce a fost la noi. La dânsii nu s-a produs o deconstrucție identitară. Ei au fost rusificați, este adevărat, dar nimeni nu a spus că tu nu ești lituanian sau tu nu ești leton sau tu nu ești estonian. La noi acest lucru s-a făcut. Nu ni s-a spus. Voi, moldovenii care trăiesc la ungheni, sunteți diferiți de moldovenii care trăiesc la peste acolo. Dar de fapt primul era sora sau fratele. Sigur, din același sat sau din satele Migieșe. Și acest lucru a influențat foarte puternic mentalul colectiv din acest spațiu. Apropo, a fost un miracol atunci, în 88-89, parcă din neanta a apărut ceea ce se numea mișcarea de renaștere națională. Pentru că sângele, apă nu se face. Așa este. Și nu numai asta, fiindcă atunci Congresul 20 al Partidului, această primă experiență de destindere pe care a condus-o Hrușciov, este adevărat că el a făcut-o asta mai degrabă din considerente de conjunctură. El trebuia să-și consolideze propria lui putere, nu din convingere. El era un bolșevic convins. Dar ceea ce a făcut el când l-a detronat pe Stalin, el a produs un adevărat șoc în societatea sovietică, inclusiv și aici în Basarabia, în Republica Moldova Sovietică Socialistă. Ce se întâmplă? Deci Budapesta, impactul asupra RSS moldovenească, asta în mod special ne interesează, da? Ceea ce s-a întâmplat la Budapesta se știa foarte bine în fiecare localitate din Moldova actuală, prin intermediul posturilor de radio, Vocea Americii, BBC,
Europa liberă. Să nu uităm, 56 vin deportații din Siberia. Așa? Și avem cazuri când ei sunt încurajați de cei ce aud la radio, pentru că aceste manifestări, ele au impact de, cum se spune, ca un virus, da? Prins la curaj, când auzi că, uite, în Ungaria, care e țară comunistă și mai departe, tot pe fundalul ăsta de stalinizării, și inclusiv erau cazuri, ăștia mai ales, prins la curaj, cei care au venit din Siberia, amenințau directorul de colhoz să le dea casele înapoi, și unul chiar l-a amenințat, a spus pe directorul de colhoz, a spus că dacă nu-mi dai casa înapoi, o să te spânzurăm cu picioarele în sus, ca la Budapesta. Deci sunt niște exemple foarte clare. Asta s-a întâmplat într-un stat din Republica Moldova, actuala Republica Moldova? Exact. Și mai mult decât atât, vă spuneam că parcă nu era puterea sovietică. Sunt multe rapoarte care arată în sat, deci nu doar faptul că cineva care avea un radio îl scotea afară și dădea la maximum să asculte tot satul, mai mult decât atât, difuzoarele acestea care noi le-am prins prin anii 80, dar care era în centrul satului, da? Uneori acestea transmiteau direct radio posturile străine, cum spunea în rusă, Vrajeski Galasa, sau Radio București. Deci s-a pierdut controlul. Deci lumea, într-adevăr, credea că comunismul s-a terminat și va urma, deci unii credeau că va veni România, deci vom deveni parte din nou a României și așa mai departe, vorbirea americanii. Anul 56 este o ruptură, știți de ce? Pentru că, deci dacă vreți, este și apogeul iluziilor că regimul se poate schimba și totodată este anul care arată că nu se poate schimba, știți de ce? Pentru că și ungurii au așteptat să vină americani și noi credeam, sunt rapoarte că lumea credea că o să vină americani. În momentul în care s-a constatat că americanii n-au venit în Ungaria, care era la limita, spunem așa, cortinei de fier, era mai ușor, și americanii, apropo, au încurajat prin vocea Americii cei care se opuneau regimului, au spus că mai rezistați, că noi venim la voi. Deci e important să rezistați, că la un moment dat o să venim. Deci la noi acest impact deci eșecul occidentarilor, sau putem să-i spunem altfel, eșecul Revoluției Maghiare, a transmis un mesaj și la noi și în toată URSS-ul, inclusiv, dacă vreți, a avut un efect descurajator și asupra gherilii care a mai rămas în Ucraina de vest sau în Lituania. Au înțeles că trebuie să găsească, spunem așa, o metodă de coabitare cu regimul. Occidentul nu va veni în ajutorul... Că nu va intra armat. Nu. Altă soluție nu era, nu exista. Din acest moment și americanii vor renunța la ceea ce s-a numit în engleză rollback strategy, adică nu ne mai luptăm cu... Deci se ajunge la ceea ce s-a numit doctrina Truman, care a fost conceptualizată de George Kennan, care spunea că nu este nevoie să ne confruntăm cu RSS, pentru că RSS are contradicții interne, trebuie să așteptăm. Trebuie să ne înarmăm cu răbdare și regimul va imploda din interior. Deci Și cu toată descurajarea de care vorbești și ai argumente istorice, s-a întâmplat totuși Praga. Haideți să vedem ce s-a întâmplat la Praga. Rog, Praga! Уж розве час Афони надеями, свободи солнце прошись облаку, вшед содрузи лес заслибенов семи, где уж не ни пану, а ни жебраку. Cu câțiva ani înainte de primăvara de la Praga, Cehoslovacia se confrunta cu un contrast puternic între două figuri cheie ale politicii, Alexander Dubček și Antonin Novotný. Novotný, în calitate de lider al partidului și al statului, era considerat o figură a stalinismului și a conservatorismului, menținând un regim autoritar și centralizat, caracterizat prin suprimarea oricărei forme de opoziție și controlul strict asupra societății. În contrast, Alexander Dubček, cu viziunea sa reformistă și carisma sa, reprezenta o speranță pentru schimbare și progres. Ultima speranță de a umaniza regimul comunist, vorbim despre primăvara de la Praga din 1968, în care o reformă inițiată de Alexander Dubček, noul lider reformator al Partidului Comunist din Cehoslovacia, care îl schimba pe Novotný, un stalinist, și în cele din urmă, chiar dacă Brejnev inițial și Uniunea Sovietică au susținut reformele,
crezând cumva că ele nu vor crea un pericol pentru integritatea blocului, Uniunea Sovietică a decis în august intervenția. Танки идут по Праге в закатной крови рассвета. Танки идут по правде, которая не газета. The Prague Spring sort of as this definitive sort of evidence that the Soviet Union was going to use force to make sure that other countries in the Warsaw Pact continued to follow sort of the type of communism, type of socialism that the Soviet Union wanted them to follow, that they were going to remain within the Warsaw Pact as an alliance, as part of the communist world, and that it's sort of a, I think, partially seen as a turning point, and also showing the, I think, American leaders who Brezhnev was and the types of policies that he wanted to pursue. Pregăteau, de fapt, o operațiune militară atât împotriva Cehoslovaciei, cât și a României și a Iugoslaviei. Ei au făcut ample manevre militare denumite Dniepr, Nipru, și pregăteau un contingent militar enorm pentru aducerea la ascultare a tuturor celor trei state. S-a mers pe etape, întâi Cehoslovacia pentru că prezenta cel mai mare pericol. Evening. Once again the Soviet Union, demonstrating a colossal contempt for the opinion of mankind, has resorted to brute force to keep a satellite nation under control. Nu este recunoscută participarea moldovenilor la insurecția blocului tratatului de la Varșovia în Praga în august 1968. Oficial nu sunt recunoscuți, nu sunt cunoscute așa cazuri, însă eu am intervievat un medic militar care a participat în contingentul armatei sovietice. Ce aici s-a întâmplat a bulversat lumea, niște emoții cumva amestecate. În primul rând, parcă s-a început războiul, o panică mare în societate. Lumea a început să fugă, se ascundă, care și încotro. Fugea de la locul de serviciu, locul concediu. Ei, într-un cuvânt, vroiau să se eschiveze de la plecarea în armată. În al doilea rând, noi ca persoane tineri, eu nu puteam înțelege cum așa, cum așa. Unde e prietenia? Unde sunt legăturile cele? Adică poporul cehoslovac, un popor blând, interesant, frumos, și când colo ceva nu le-a plăcut și introduc armata. Operațiunea Dunăre a fost una dintre cele mai ample operațiuni la care Uniunea Sovietică a participat împreună cu Polonia, cu Republica Democrată Germană, cu Ungaria, dar de data asta în interiorul blocului comunist s-a creat o fisură. Albania a refuzat să susțină această intervenție, Iugoslavia a condamnat-o, dar cel mai vehement probabil și cel mai neașteptat a fost tocmai discursul lui Nicolae Ceaușescu din 21 august 1968, prin care a condamnat această intervenție. Guvernul, reprezentanții conducerilor, organizațiilor obștești, sindicate, tineret, femei, uniunile de creatori au hotărât în unanimitate să-și exprime de plină solidaritate cu poporul cehoslovac, cu Partidul Comunist Cehoslovac, pătrunderea trupelor celor cinci țări socialiste în Cehoslovacia constituie o mare greșeală, o primejdie gravă pentru pacea în Europa, pentru soarta socialismului în lume. Noi ne-am pornit cumva spre ungheni, spre ungheni. Și când colo, eu știam că de acum, când colo, mi-a spus clar că nu ne dă drumul România. Eu lucrurile acestea din presă intuiam că Ceaușescu a luat cuvântul și a spus că nu trece niciun soldat rus pe teritoriul nostru. Diferite momente când întrebam de acu colegi, mai de ce să nu trecem, doar noi nu ocupăm România, ne ducem mai departe. Și că noi vă știm,
S-a stricat un tank, după aceea vine altul ca să-l repare, acela nu are detaliile, mai vine încă unul, se face o bază pentru reparația tankurilor și zeci de ani nu mai pleacă de acolo. Și că știm noi lucrurile acestea, cam așa se vehicula și așa se vorbea în rândul soldaților. The propaganda and agitation department within the Communist Party also went around doing a series of lectures in 1968 to try to explain to the population what the Soviet Union was doing in its foreign policy, sort of trying to make people believe in why the Soviet Union was pursuing certain policies. And one of the questions that you would often see asked was, what is Romania doing? Why didn't they send troops? Why are they pursuing this policy? Why are they pursuing that policy? What relationship do they have with the Soviet Union? What relationship do they have with us? What's their relationship with Czechoslovakia? It was a subject of great interest at these meetings, what was going on in Romania. Cehoslovacii erau indignați de încălcarea suveranității naționale și de încercarea Uniunii Sovietice de a impune voința sa asupra poporului cehoslovac, ceea ce a generat o profundă ostilitate față de prezența militară străină și față de politica imperialistă sovietică. Această atmosferă antirusească a alimentat și mai mult determinarea oamenilor de a lupta pentru independență și pentru dreptul de a-și decide propriul destin. În această intervenție militară în care au murit sute de cehoslovaci care au opus până la urmă rezistență, în ciuda apelurilor guvernului de a nu opune rezistență, cehoslovacii s-au ridicat. Au fost multe decese, au fost multe arestări și multe plecări din țară masiv. Și evident, ca și în cazul Ungariei, s-a instalat guvernul stalinist al lui Gustav Husák, care a durat până în 1989, un regim stalinist neschimbat într-o țară cu tradiții democratice prin excelență și care în cele din urmă, așa cum știm, s-au terminat cu Revoluția de Catifea. După invazia din Cehoslovacia, sovieticii au pregătit operațiunea Dniestr sau operațiunea Nistru, cum era o traducere. Unități ale armatei, inclusiv Armata 14, cantonată în actualul Minister al Apărării a Republicii Moldova, unde era și cartierul Tratatului de la Varșovia, a pregătit minuțios această operațiune de invadare a României, 150.000 de militari sovietici, tancuri. În acele momente s-au creat mai multe drumuri, cum ar fi, spre exemplu, drumul de beton spre Băcioi, Răzeni și Cimișlia, care era un drum pregătit pentru invazia României și care avea de gând pedepsirea României pentru poziția pe care a adoptat-o. In thinking about the Prague Spring, there are cases under which there were people who they arrested because they had nationalist-type manuscripts or other types of documents that were partially inspired by what had happened in Czechoslovakia, that there was more interest in nationalism, less interest in being part of the Soviet Union, and that sort of this particular issue made that issue larger. Evenimentele de la Praga au provocat o reacție puternică în interiorul Uniunii Sovietice, unde autoritățile au intensificat represiunile împotriva oricărei mișcări naționaliste sau de independență. Subiectele sensibile, precum autonomia și exprimarea identității culturale sau lingvistice, au devenit subiecte interzise, iar activiștii care pledau pentru aceste cauze au fost persecutați și închiși. Această reprimare s-a datorat temerilor Kremlinului că exemplele de independență sau de descentralizare politică ar putea inflama și alte republici sovietice, amenințând stabilitatea și unitatea Uniunii Sovietice. Astfel, reprimarea brutală a oricărei forme de disidență a devenit o caracteristică dominantă a politicii interne a URSS-ului după evenimentele de la Praga. Această invazie din Cehoslovacia și rezistența României a generat o înfrângere a naționalismului în Republica Moldova, pentru că la acel moment, după 1965, Congresul 3 a Uniunii Scriitorilor a apărut încercarea de românizare a Republicii Moldova, de adoptare alfabetului latin, a apărut o pleiadă de
oameni excepționali ca Nicolae Testimițanu, Formația Noroc, toți care exprimau cumva o anumită renaștere națională. Acest lucru a fost văzut periculos de Uniunea Sovietică, mai ales că a apărut și Frontul Național Patriotic, care revendica reunirea celor două entități, și acest lucru a fost văzut extrem de periculos. Iată că sovieticii au îndreptat armele spre prietenii lor socialiști și mai ales slavi. Înțeleg că au reprimat cu destulă cruzime această revoltă, sau nu? Da, au reprimat-o cu cruzime, dar nu e vorba de slavi, de prieteni. E vorba de ideologie și e vorba de logica existenței unui imperiu. Imperiul nu putea să permită ca țările limitrofe, sateliții, să se desprindă. Și din acest punct de vedere, ceea ce au făcut în 68, ceea ce a făcut Kremlinul sovietic, era absolut justificat. E așa trebuiau să procedeze. Din tipare s-au desprins reacțiile Albaniei, României. Mai ales României. Ce s-a întâmplat atunci? În România a început să se dezvolte un comunism naționalist. Și asta a fost ceea ce n-au înțeles la Moscova, fiindcă n-au fost capabili să reacționeze la timp. Iar în 68, pentru dânsi, a fost o surpriză neplăcută ceea ce s-a întâmplat la București. Spunea medicul Ciobanu că ei erau la Prut, au încercat să intre pe la Prut, el, înțelegând limba română, asculta ce spune Ceaușescu, și i-au redirecționat prin nord, prin Ușgorod, ca să meargă prin Ușgorod. Bun, eu cred că totuși e o legendă. Nu, el a trăit-o. Ok. Era într-un tank, într-o mașină blindată acolo la... Bun, ar putea să se întâmple și acest lucru, dar desigur că în linii mari ordinele se dau nu după ce s-a auzit acolo, dincolo de tank. Bun, nu asta este important. Important e că România a ieșit din alianiament, România a devenit cumva, a început să facă o politică aparte de solidaritatea care era impusă de sovietici și acest lucru s-a resimțit pe parcursul timpului, iar atunci, în 89, când în România s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, a fost inclusiv, deci Ceaușescu a plătit polițele pentru decizia pe care a luat-o în 68. Să înțeleg că sovieticii n-au uitat acest lucru? Deci niciodată nimic nu uită. Nu uitau. Astăzi nu mai există. Așa cum Moscova niciodată nimic nu uită. De ce acest curaj, din punctul tău de vedere, n-a venit ca un bulgăre de zăpadă? Nu a fost alimentat? Lumea nu mai avea putere pentru a avea un curaj colectiv să protesteze? Pentru că e dificil să fii curajos într-un sistem totalitar. În sensul ăsta vreau să fac referință la un titlu de carte scris de un roman al lui Milan Kundera, care este un autor ceh, și romanul, dacă nu greșesc, se numește Insuportabila ușurătate a ființei, în care el relatează evenimentele din 68 și foarte bine descrie, iată, transformarea eroului, transformarea personajului care trebuia să fie erou, deci cum are loc transformarea lui, inclusiv degradarea lui în cadrul sistemului totalitar. Cu toate bunele intenții de la început de a fi un erou, de a fi un intelectual care vrea să ia o poziție corectă în astfel de situație și destinul uman, personalitatea umană nu poate să țină piept mașinăriei totalitare, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Ca și în literatura rusă, doctor Jivago, vedem acolo dezorganizarea din toate punctele de vedere a celui care era desemnat să fie erou și să ducă mai departe valori umane importante. Am ajuns în anii 80 la ultimul conflict, o să avem un film în scurtă vreme, dar vă rog să comentați care era atmosfera în societate înainte de ultimul conflict al Uniunii Sovietice, dar cel mai lung. Era puțină informație, nu se informa atunci despre războiul din Afganistan. Era înflorit mai mult toate evenimentele respective, dar
cei care noi, printre primii am mers în 1980 în Afganistan, e clar că nici nu puteam trimite scrisori ca să informăm, fiindcă ori scrisoare unii tu indicai, deci era oprită la oficiul poștal, n-ajungea acasă unde... În Moldova sovietică, în momentul când ați plecat dumneavoastră, vestitele se scrie din zinc, au venit sau n-au venit? Erau cazuri sau nu erau cazuri? Clar că erau cazuri, doar toate aceste sicriuri, 301 care au venit în Republica Moldova, începând din anul 1979 și 1989, e clar, inclusiv ca exemplu, eu am fost în Afganistan, a fost și fratele meu în Afganistan, care în 1984 a căzut pe câmpul de luptă și l-a dus în zinc acasă. Deci făcând studii la facultate, cum dumneavoastră a spus, făcând studii la facultate, la... Institutul Pedagogic, Facultatea Sport. Nu aveau catedră militară și de acolo îi luau. De la USM, unde era catedră militară, au luat exact 2 ani după promoția mea. Eu să vă zic că din Republica Moldova au participat 12.500 de conaționali care, într-adevăr, deci, s-au prezentat foarte bine pe câmpul de luptă. Deci, dintre care, peste 6.000 de ostași au fost decorați cu distincții de stat din perioada respectivă. Plus la aceasta, deci e clar că tragic, 301 n-au revenit, nu s-au întors înapoi, dar toți sunt decorați post-mortem cu steaua roșie. Steaua roșie, haideți să spunem acestor tineri care sunt în studioul emisiunii Antinostalgie, este o decorație sovietică. De luptă, care este... echivalată în conformitate cu hotărârea Parlamentului din 1995 cu Ștefan cel Mare. Este echivalată steaua roșie, inclusiv și eu sunt decorat cu ordinul steaua roșie, la 19 ani am fost decorat cu ordinul. Discutăm despre aceste lucruri imediat după materialul, documentarul pe care l-a realizat Eugeniu Popovici. Vă rog. În 1967, în premieră pentru statul sovietic, se introduce serviciul militar obligatoriu pentru bărbați. Deci toți trebuiau să efectueze serviciul militar. Sigur că ținea de criza din Marea Caraibilor, atunci când omenirea s-a aflat în pragul celul de-al treilea război mondial și sovieticii s-au activizat și la nivel de subconștient probabil că se urmărea o participare inerentă într-o conflagrație mondială. Se intensifică propaganda militaristă. Uniunea Sovietică, deși legea fundamentală, Constituția, stipulează clar că propaganda militaristă, ideile militariste, nu se permite de a fi prezentate în spațiul public. На таких встречах Леонид Ильич всегда говорит о самом важном. Я от имени партии и всего народа заявляю, наша страна никогда не станет на путь агрессии, никогда не поднимет меч против других народов. Budapest in 1956, as well as what happened in Poland in 1956 as well, and then in Czechoslovakia in 1968, and then in Poland in 1980 and 81, those things are generally all connected together as sort of this progression of what it is that the Soviet Union was trying to do to deal with its allies that were not sort of cooperating and pursuing the types of policies that they wanted. Afghanistan, I think, is often seen slightly differently, that it's also an intervention within another country that sort of is deviating from communism in some way. But because it was this major deployment outside of the Warsaw Pact, outside of the Soviet Union, it was, I think, seen as an even bigger discontinuity with sort of what Soviet policy was capable of. I think it seemed very threatening that they that sort of this is what the Soviet Union was pursuing, what it was doing with its military power. În 1979, sovieticii au intrat brutal sub acoperirea unui
ajutor internațional, care de fapt a fost o carcasă ideologică pentru rezolvarea unei probleme geopolitice mult mai complexe. În Iran s-a produs Revoluția Islamică, de care sovieticii se temeau, a fost o apropiere între americani și chinezi, China revendica o rivalitate cu sovieticii în lumea comunistă, prin urmare sovieticii au decis această intervenție pentru a salva cum considerau ei zona lor vitală de interes, și acest război care a durat 10 ani de zile și care practic a înghițit resurse, oameni, potențial și a distrus, a erodat credibilitatea regimului sovietic, care a avut un comportament de-a dreptul barbar în Afganistan, în raport și cu populația civilă. Ei s-au fixat în ipostaza statului victimă, adică Uniunea Sovietică, dacă nu intervine, va fi atacată. Și în cazul războiului în Afganistan a fost enunțat și conceptul de statul salvator. Deci Afganistanul se află la hotar cu Uniunea Sovietică, Afganistanul va fi invadat de americani, de imperialiști, cum se spunea în epocă, de aceea Uniunea Sovietică este obligată ca să vină să ajute frații de peste Amudarea, și s-a pregătit această acțiune prin faptul că s-a încheiat un tratat de pace și prietenie cu Afganistanul în aprilie 1978 și s-a evocat acest argument juridic. În 1979 eram locțitor comandant de subunitate în Cușcă, punctul de sud a RSS-ului. Pe data de 12 decembrie a fost vestită ședința Politbiroului, atunci Comitetului Central, a fost luată decizia trupele sovietice trebuie să intre în Afganistan. Pe data de 14 trupele au fost alertate, ca să spunem așa, la concentrare. Noi am primit 17 militari, adică din rezervă, 17 turcmeni care ne-au completat pe noi și cu divizia 5 gardă motorizată, noi din Cușca, adică din Cușca am intrat înspre punctul de destinare a nostru era în Șândan. În Uniunea Sovietică, în structurile militare, exista principiul că ori nu se execută, nu se discută. Deci asta era foarte clar stipulat și nici la nivel de discuții particulare poate se discutau, dar ca să iasă manifestări de masă din interiorul armatei, nu au fost. Atunci când eram la concentrare, veniseră din Tashkent un locotenent colonel din Politupravlenie, din direcția politică care era din districtul militar Tashkent, Nikitin. A vorbit cu noi, a ieșit acolo la hartă, ne-a arătat, el am spus la băieții noștri, la țări noștri, zic că noi suntem în Afganistan. Era unul Alexandru Timoshenko și un deșelice. Și Andrei, не поверю, что это у нас теперь мы с интернами основной Афганистан. Скажу Саша, когда колеса моего Урала перейдут границу, я тогда поверю, что мы в Афганистане. Ну, Андрей Кутенколу. Шкан Андрей Кута, я вам дышу, что Андрей, мы сейчас оккупанты. Да йока у персона, который от них умирает, ну сейчас кумаша. То есть, ну, они дышим с ажутным, да, с или камуфелуиста. Пиурмы в фонде у Фостова рекапитуляри, который я вам целес, nu chiar cam așa. Nu a fost războiul nostru. Era o staj care, deci vreau să fac o carieră militară sau mă știu eu, și ei spuneau de dreptul internațional, deci prostiile cele care le se băgau în cap de datoria internațională. Și alții erau care vreau să vii la mama acasă, vreau să scrie versuri, vreau să citească cărți, pentru că atunci nu cruțau ostașii și îi luau tinerii care învățau la universitate, la instituții superioare de învățământ, pe toți îi luau în armată. Soldații care participau în afara Uniunii Sovietice la așa-numitele focare militare erau numiți internaționaliști, soldați internaționaliști patrioți. Adică, din perspectiva Uniunii Sovietice, ei ajutau populația locală ca să revină la normalitate. Populația, țara respectivă, era considerată că a fost atacată de agresori, de imperialiști, cum se spunea în limbajul de specialitate, iar soldatul sovietic este cel care aduce pacea. În perioada sovietică, acești militari aveau anumite beneficii pentru că erau anumit politica statului. În perioada post-sovietică, este tratată ca o intervenție imperialistă a Uniunii Sovietice într-un stat străin, o agresiune militară, așa îmi spune, iar statutul acestor oameni care au participat este extrem de confuz.
pentru că, pe de o parte, pot fi considerați ca agresori, imperialiști și așa mai departe, pe de altă parte, sunt soldați care au fost înregimentați de un regim totalitar pentru rezolvarea ambițiilor și intereselor sale de mare putere. Cum a fost? Ați fost acolo? S-a făcut o greșeală strategică atunci când Uniunea Sovietică a decis că să introduc armata sovietică în Afganistan, fiindcă la acest război au participat peste 620.000 de soldați, ofițeri, civili, etc., etc. Și clar că, reieșind din tot numărul ăsta care au participat, deci dintre dânși au căzut pe câmpul de luptă peste 15.000. Deci un număr destul de mare. În comparație cu ceea ce se întâmplă în Ucraina, se pare că este un număr foarte mic. Foarte, foarte mare. Totuși era foarte mare. Vreau să vă zic, dumnealor au zis că noi, fiind acolo soldați, e clar că noi am fost încorporați în conformitate cu Constituția din perioada aceea, eram soldați în termen. Deci noi nu avem cum să ne eschivăm în perioada aceea de a nu participa. Totodată trebuie să cunoaștem că în școli, în perioada aceea, se studia pregătirea militară. O avem, care noi deja cunoștem cum să mânui arma. Noi deja eram, spunem așa, undeva la 30% pregătiți. Când am mers încolo, e clar că deja s-a văzut acest rezultat. E o situație care orice țară trebuie să fie pregătită pentru orice eveniment. Nu numai decât pentru că ea va invada o țară în... Da, dar trebuie să spunem totuși că ar fi bine că aceste evenimente să nu se întâmple. Să nu se producă, e clar lucru. Și dar să avem grijă noi ca ele să nu se producă, pentru că depinde în mare parte și de noi, de istorici, de media, dar bine, de psihologi. E bine de... ca să cunoască și istoria. Atunci când, de exemplu, în curicula școlară nu se vorbește nimic despre război din Afganistan, tot nu e corect. Deci ei sunt niște lucruri care ele trebuie cunoscute. Plus la asta, deci, acei care sau soldații care s-au întors în Afganistan în 1992 au participat la conflictul din Transnistria. Deci peste 60% au participat, acei care au participat și în Afganistan, dintre care 44 au căzut pe câmpuri de luptă. Noi nu numai că edificăm monumente sau punem pleci comemorative în memoria celor căzut, adică căzuți pe câmpul de luptă, adică acești 301. Totodată scriem și istorii. Eu sunt autorul acestei cărți, în memoria celor căzuți în războiul din Afganistan. Între această carte sunt toți 301 care au căzut pe câmpul de luptă. Este informație luată din arhivă, deci din dosarele fiecărui, despre faptele lor, despre tot absolut. Deci cine o să dorească să facă cunoștință, deci aici este și poza, este și anume în două limbi este scrisă, puteți face cunoștință. Și cu permisiunea dumneavoastră, clar că vreau să înmânez domnului Mircea Surdu această carte, să o aibă în arhivă. Mulțumesc mult, o să o lăsăm în redacție, o să o citim toată lumea. Și o să vă spunem și părerea. Sper că este argumentată istoric. Ne cunoscând istoria, e clar că nu știm mai... Foarte scurt. Vreau să întreb istoricii de aici. Nu a fost războiul nostru, dar sunt oamenii noștri. Cum, din punctul dumneavoastră cetățenesc, ar trebui să procedăm? E o problemă extrem de spinoasă. Noi, în interpretarea războiului din Afganistan, involuntar continuăm linia sovietică. Și acest lucru cumva este explicabil în reacțiile pe care le au participanții la acest război. Ei nu duc vina pentru faptul că au fost înrolați de către un regim totalitar și au luptat acolo în Afganistan, dar eu văd întrunirile lor, ei vorbesc de faptele eroice. N-au fost fapte eroice. Au fost fapte reprobabile pe care le-a comis un regim împotriva unei țări, unui popor, și interpretarea trebuie să fie corespunzătoare. Ei sunt victime, afganezii sunt victime acestui regim. Eu țin minte, eram în perioada aceea adolescentă și țin minte, în satul meu de Baștină era o stare permanentă de neliniște referitoare la subiectul Afganistanului, în mod special familiile care aveau băieți de... care terminau școala și trebuia să meargă la armată. Deci oamenii erau angoasați
de această realitate și era destul de dramatic. Deci erau traumatizați nu doar cei care erau înrolați ca soldați pentru a merge în Afganistan, dar și familiile și care rămâneau aici, familiile care aveau băieți. Dar sechelele au mai rămas? Cum scăpăm de ele? Dacă scăpăm? Bineînțeles, sechelele întotdeauna rămân. Apropo, să știți că în psihiatrie, sindromul de stres post-traumatic a fost introdus inclusiv grație insistențelor, presiunilor din partea veteranilor care au luptat în Vietnam, în Statele Unite. Deci din partea Statelor Unite. Acolo, astfel de războaie au putut să fie puse pe agenda civică, să fie discutate în spațiu public, să fie proteste antimilitariste, să se vorbească despre traumatismele prin care au trecut soldații în astfel de războaie. În cazul Uniunii Sovietice despre asta nu s-a vorbit, deci era un discurs așa, pe planul 2 se discuta la nivel de familie, la nivel de comunitate, pe subiectul acestei îngrijorări, să nu-mi ia feciorul în armată în Afganistan. Dar bineînțeles că soldații care au participat în acțiunile militare, bineînțeles că au trecut prin experiențe groaznice. Eu cred că cel mai important atunci când vorbim despre experiența cetățenilor actuale Republicii Moldova care au supraviețuit războiul din Afganistan este acela că după ce au revenit, ei și-au demonstrat majoritatea lor absolută, loialitatea față de statul Republica Moldova, au rămas o comunitate extrem de loială, așa cum se arată și prin participarea lor activă. Probabil au fost vârful de lanț în război din Transnistria. Da. Experiența. Deci trebuie să, pe lângă ceea ce s-a spus aici, eu cred că trebuie să ținem cont de acest lucru. Ei au obținut o experiență care nouă ne-a fost de folos în 92. Mă rog, nu intrăm în detalii, dar ei au făcut la maxim tot ce au putut. Ideea mea de bază este aceea că cei care au luptat în Afganistan, deși au luptat oficial pentru RSS, ei nu și-au pierdut mințile, spunem așa. N-au rămas loiali Rusiei, centrului imperial, după colapsul RSS-ului. Este foarte important. Deci, este o elită. Pentru că au intrat în contact cu o realitate care le-a clarificat multe lucruri. Sunt foarte curios ce au înțeles tinerii din această sală despre această foarte complicată lecție de istorie la care au asistat. Mă numesc Urâtul Nichita, studiez la liceul Vasile Alexandrie în clasa 11C. În timpul războiului rece, ce rol a avut Uniunea Sovietică în alimentarea conflictelor din alte țări? Regimul bolșevic de la bun început a fost un regim care nu s-a mulțumit cu instaurarea regimului comunist în cea mai mare parte a fostului Imperiu Țarist. E declarat clar că vor stăpânirea lumii. În 1919 se creează Internaționala a Treia, care are drept scop pregătirea revoluției în toate țările lumii. De fapt, Uniunea Sovietică dintotdeauna a fost o țară a agresiunii și haideți să ne aducem aminte și este foarte important pentru tânăra generație să cunoască bine acest lucru. Al doilea război mondial a fost provocat de Hitler și Stalin, de Germania nazistă și Uniunea Sovietică comunistă. În egală măsură. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere. Noi, cei de la Antinostalgia, ținem foarte mult ca părerile să fie diferite, pentru că doar în discuție se află adevărul. Rămâne ca dumneavoastră cei de acasă să vă răspundeți la întrebarea care am pus-o la început. Au vrut sovieticii război? A fost Antinostalgia. Învățați istoria pentru a nu repeta paginile urâte ale ei.